voluntarilor noștri, colegilor noștri din Comisia de Organizare și cei care 140 de colegi care numără și numără în continuare voturile și celor care s-au ocupat de organizarea și disciplina în acest congres. Să le mulțumim. Mulțumesc. Proces verbal al Congresului Partidului Național Liberal din 25 septembrie 2021. În urma numărării voturilor pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal s-au înregistrat 4.848 voturi valabile introduse în urnă. Florin Câțu a obținut 2.878 de voturi. Asta înseamnă 60,2% din numărul voturilor valabile. Domnul Ludovic Orban a obținut 1.898 de voturi, 39,7%, iar voturi anulate 72. Îl felicităm pe domnul Florin Câțu și îl invităm să ia cuvântul.